Bună ziua și bine ați venit! Numele meu este Dragoș Deternat și sunt președintele Asociației de Comunicare ETOS. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de noi. La începutul evenimentelor, celei de-a șaptea ediție a Olimpiadelor Comunicării. Iată că am ajuns deja la a șaptea ediție. Cei care cunoașteți mai din trecut Olimpiadele Comunicării, sper să sesizați anul acesta o evoluție. O evoluție pe care sper să o găsiți în primul rând în cele două zile de conferințe pe care vi le-am pregătit. Două zile care veți putea interacționa cu peste 30 de invitați din toate domeniile comunicării, de la strategi și creativi din agenții de advertising, la director de comunicare, la manageri de agenții de PR, analiști politici, jurnaliști, blogger și oameni politici celebri. Două zile pe care, dacă le-aș caracteriza, le-aș spune în primul rând că vă oferă o perspectivă globală asupra domeniului comunicării. Și de ce am crezut că este nevoie de așa ceva? De ce am crezut că este nevoie de o combinație unică în peisajul evenimentelor de specialitate, o combinație unică de teme. Pentru că ne place să credem că Olimpiadele Comunicării sunt un proiect, în primul rând, pentru performanță. Și performanță în comunicare nu se mai face de mult prin specializare, ci prin cât mai multe, printr-o diversitate de abilități și de cunoștințe profesionale. Ei bine, astfel, după această conferință la care ne aflăm și despre care voi vorbi imediat, urmează de la ora 14:30 o discuție despre pașii de la junior la strateg în comunicare, moderată de Teodor Frolu și oferită de Cosmote România. Apoi de la ora 17:00 vom avea o dezbatere care se anunță extrem de actuală și de aprinsă despre cele mai noi strategii electorale. Conferința e moderată de Marian Voicu de la TVR și este oferită de Ozon Laboratories. În cadrul ei vă veți putea întâlni cu o serie de strategi, politici precum Vasile Dâncu, Crin Antonescu, Cristian Diaconescu sau Ludovic Orban și nu numai, inclusiv Andrei Stoiciu, care a venit deja și mulțumesc. Vă invit să participați în mod special la această conferință, chiar dacă este ultima din program, pentru că sunt foarte puține oportunitățile în care putem învăța despre campanie electorală pe viu. Și acum suntem pe viu, suntem în timpul unei campanii electorale. Iar dacă agenția voastră, agenția la care lucrați sau la care veți lucra în viitor, va fi chemată să facă campanie electorală, e bine să fiți pregătiți pentru asta. Și mâine v-am pregătit trei serii de întâlniri spectaculoase. În cadrul lor vom vorbi despre impactul noilor media asupra comunicării și despre cum pot fi utilizate blogurile pentru dezvoltarea profesională. Veți afla, chiar de la Bogdan Olteanu, cum poți să ajungi dintr-un puș președintele Camerei Deputaților și vom explora câteva din particularitățile comunicării într-un context instituțional și politic. Nu în ultimul rând, vom reveni la advertising și vom intra în bucătăria unui departament de creație. Vom vorbi despre tehnicile care vă pot ajuta să livrați output-uri creative de premiu. Detalii de toate cele șase conferințe găsiți în mapa pe care ați primit-o la intrare. Eu vă invit să participați la cât mai multe din aceste discuții, să intrați în dialog cu invitații noștri, să, pe total, să aveți o experiență globală de învățare. În ultimul rând, pe cei dintre voi care au deja un blog, vă invit să continuăm dialogul profesional pe marginea temelor de la conferințe și după ce acestea se vor fi terminat. Vă rog să-mi permiteți să nu încheie această introducere fără a le mulțumi celor care au făcut posibilă și această ediție a Olimpiadelor Comunicării și e vorba, în primul rând, de gazdele noastre, respectiv Camera Deputaților și președintele Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, sub al cărui patronaj se desfășoară ediția de față, apoi sponsorului principal, Tubor, Agenției Naționale pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor, finanțator principal, de asemenea tuturor sponsorilor și partenerilor care au crezut și în acest an în Olimpiadele Comunicării și în investiția pe care noi toți trebuie să o facem în dezvoltarea viitoare elite a comunicării publice din România. Acestea fiind spuse, revin la conferința la care ne găsim, o conferință pe o temă extrem de actuală pentru orice agenție de comunicare, nu numai pentru agențiile de
Advertising. Îi mulțumim agenției Leo Burnett pentru că a făcut posibil această conferință și de asemenea invitațiilor săi. Sunt convins că și Plenicul, ca orice nouă tendință a pieței de comunicare, va începe să facă o diferență pe măsură ce lideri de piață vor decide să împărtășească din know-how pe care l-au obținut. De aceea, în primul rând, pentru a vă explica contextul în care vorbim despre planning și pentru a explica regulile pe care el are de gând să le aplice cu strictețe moderatorul, îi dau cuvântul lui Răzvan Mătășel, Deputy Managing Director și Head of Planning Leo Burnett România.